Reprezentanții Muzeului Țării Făgărașului Valer, literat, se află timp de 4 zile la Târgul de Turism al României de la Romexpo. Standul în care este prezentată cetatea Făgărașului cuprinde de această dată și mecanismul feciorii de fier. Cel mai crud instrument de tortură a fost expus în cetatea Făgărașului, mai exact în sala dietei din luna iulie a anului trecut. Acest instrument de tortură este o replică realizată după descrierile de epocă. În scrierile despre cetatea de acum aproape un secol se consemna existența unui mecanism al morții cunoscut sub numele de fecioară de fier, adus în secolul al XVIII-lea. În această perioadă, la București are loc ediția de primăvară a Târgului de Turism al României. Din partea noastră, pentru promovarea cetății Făgăraș, participă 4 colegi. Este cel de-al 4-lea târg la care participăm, la Roma Expo. Sperăm și în acest an să atragem cât mai mulți turiști la standul nostru, dar și la cetatea noastră. Spre deosebire de perioada trecută, anul ăsta a mers și cu fecioara de fier, mecanismul sau legenda prin care cetatea a fost cunoscută și foarte multă lume a fost interesată de acest mecanism. Promovarea intensă în târgurile de turism a dus ca tot mai mulți turiști români și străini să aleagă să facă un popas la cetatea lui Mihai Viteazu. Anul trecut, peste 100.000 de turiști au călcat pragul cetății Făgăraș, astfel stabilindu-se un nou record al numărului de turiști.